Da, această scrisoare este intitulată într-adevăr Mulțumim platoule și adio. Urmează platouașul sau cum? În care... Stai să vină și Dănuț aici ca să fim... Haideți, domnul Dănuț, că fără dumneavoastră platoul este incomplet. Vlăduțe, vină și tu în zona asta. Eu m-am pus aici strategic. De ce credeți că m-am pus aici? Ca să mă văd și eu la televizor, mistrețule. Oh, ce drăguț, ne-am adunat cu toți. Eu mă pun lângă Adina, să pară înalt. Se ia, da. Hai. În primul rând, în numele tuturor, îți mulțumim, platoule, că timp de 15 ani ai fost alături de noi și cu bune și cu Ramona. La început, când am venit aici, erai mult mai mic, dar și noi făceam live mai puțin. Între timp am ajuns să dublăm matinalul, să dublăm platoul, dar bănuții au rămas cam la fel. Asta e! Măcar în hol avem un aparat de unde putem să ne cumpărăm cafea gratis cu doar 2 lei. Ai fost un platou bun, dar din păcate noi plecăm, toți, și Capatos și Acces Direct. Celelalte două emisiuni de divertisment, ha, ha, ha. Nu o să uităm niciodată diminețile în care veneam aici și găseam cuvinte măcelărite de la Viorel și Vulpița sau resturi de audiență de la Capatos. Ai fost un platou bun, dar cred că este timpul să iei o pauză. Îți mulțumim că ne-ai suportat. Mulțumim că i-ai suportat lui Răzvan toate poveștile din vacanțe care te fac să te simți prost că tu nici nu ai auzit de orașele alea. Îți mulțumim că l-ai suportat pe Dani, care odată cu vârsta vorbește din ce în ce mai încet, parcă îi se termină bateriile. Îți mulțumim că l-ai suportat pe Vlăduț, care aproape ne-a băgat în diabet la cât de bine vedea. Îți mulțumim că ai suportat-o pe Ramona atâția ani. Cu tine a avut cea mai lungă relație. L-ai suportat și pe Ristei, care a crescut enorm aici. A ajuns de la un artist cu doar 2 melodii la un artist cu 3 melodii. Ristei cântă mai mult în interviuri decât la concert. Îți mulțumim că ai suportat-o pe Bianca. Bine, pentru tine e ușor să faci asta, pentru că tu nu ai zodie. La un moment dat am simțit că te săturasei de noi, așa că am început să îți aducem oameni noi. Am început cu bucătarii. L-am adus pe Nicolai. El spune că a locuit în Franța 13 ani. Noi nu credem. Abia înțelegem ce vorbește în română, dar oamenii în franceză. După aia l-am adus și pe Radu Darie, care s-a apucat de sport cum s-a apucat Ramona de citit, odată pe lună. Îți mulțumim că ai suportat-o și pe Flavia. La cât a stat pe aici, mă mir că nu și-a botezat copiii Răzvan și Dani. Dar, dintre toate zilele săptămânii, cred că duminica ți-a fost cel mai greu, când venea grădinița condusă de Ristei și Diana. Diana, se menține așa de bine cât nici Dana Budeanu nu are ce să-i reproșeze. Îți mulțumim că l-ai suportat pe Cuza și crede-ne, el e cel mai ok din noaptea târziu. Îți mulțumim că ai suportat-o pe Ilona. Știu că ai fost uimit atunci când ai aflat că e femeie. Îți mulțumim că ai suportat-o pe Adina, care tot repetă că încrederea este cheia. Ai încercat vreodată să descui ușa cu încredere? L-ai suportat și pe Cătălin Rizea, a cărui soție a scris o carte, singura probabil pe care el a citit-o. Îți mulțumim că l-ai suportat și pe Bubu. Nu a stat el mult, dar la cât de strident râde, cred că a fost suficient. Îți mulțumim că l-ai suportat pe Puberu, cameramanul mai celebru decât mulți dintre invitații de aici. L-ai suportat pe Aurică, omul bun la toate, pe Firică sau cum îl știm noi, toată lumea pe poziții, vă rog, reporterii de pe teren, oamenii de la tehnic și de la camere care încă n-au plecat la canal. L-ai suportat și pe Mistrețul, care între timp a început să bea apă. Nu apă, Mistrețul, nu apă! Dar na, vârsta, ce să faci? Ne-ai suportat pe toți și, cum ar zice Michi, ai fost un platou bun, Jane. Dar toate astea s-au întâmplat pentru că și pe tine, dragă platou, te-a suportat cineva. Mama noastră a tuturor, doamna Elena Rex.
singura femeie care poate să bage în aceeași propoziție și iubire și te omor și chiar să se refere. Rămâi cu bine, platoaș, platou, platou.